Un atac terorist a avut loc aseară la Paris, în apropierea turnului Eiffel, soldat cu un deces și două persoane rănite. Atacatorul înarmat cu un cuțit și un ciocan a strigat Allah Akbar. Mai mult aflăm de la Marcela Ferraru, editor al Evnews în Franța. Marcela, bine te-am găsit. Care sunt informațiile pe acest subiect și ce s-a întâmplat aseară în acest atac? Bună dimineața, s-a întâmplat într-o zonă extrem de turistică, așadar lângă turnul Eiffel la ora 9 și jumătate seară, foarte, foarte multă lume pe străzi. Atacatorul era înarmat, cum spuneai, cu un cuțit și cu un ciocan, a atacat un cuplu de turiști germani cu cuțitul. Omul care a fost asasinat, spun martorii, era scăldat în sânge, plin de sânge, iar medicul care a acordat primul ajutor a declarat imediat după aceea în fața jurnaliștilor că intenția de a ucide a fost foarte clară și că omul nu a avut absolut nicio șansă. Fetița lor era împreună cu ei, cu acest cuplu care a fost atacat. Soția este, bineînțeles, în stare de șoc. După ce a plecat de acolo, a atacat din nou câțiva turiști cu ciocanul de această dată. Polițiștii au reușit să intervină foarte repede, tocmai pentru că sunt foarte mulți polițiști acolo. Au reușit să-l neutralizeze cu taserul, cu taserul, deci fără să-l rănească. Omul a strigat Allah Akbar și există un video de revendicare, a apărut în această dimineață, în care se pare, deși este mascat, se pare că el este atacatorul, revendică acest atac pe care urma să-l facă. A spus și în timpul atacului și după ce a fost arestat că s-a săturat să vadă musulmani murind peste tot în lume. A evocat, bineînțeles, Orientul Mijlociu, dar și Afganistanul. Era cunoscut de către serviciile de poliție, a fost deja arestat și a făcut 4 ani de pușcărie pentru pregătirea unui atentat în 2016, ieșise în 2020. Are de asemenea tulburări psihice, se spune, doar că în toate atentatele din ultimii ani, vreo 5 sau 6 am auzit deja evocate, au fost invocate aceleași tulburări psihice și toate aceste atentate au fost totuși atentate teroriste islamiste. Parchetul antiterorist a sesizat și omul este interogat în acest moment. Atacul este clasat ca atac terorist islamist, ceea ce înseamnă că este considerat suficient de responsabil pentru a fi trimis în fața justiției. Marcela, mulțumesc pentru informații.